Salut, șacalilor, ce faceți? Astăzi fac un story time, să-i dăm drum. Era o zi plasă de vineri, 15 iunie, la ora 17:43 și 22 de secunde, cu o temperatură de 23 de grade, o umiditate era de 78%, vântul bătea din nord cu 20-30 de km la oră și, ca să menționez, să nu vă mint, te resimțeau 20 de grade, nu 23. Eram cu 4 tovarăși, unul Beniamin, cu care am fost eu în clasa 1 la școala numărul 19, care în acea zi și-a luat niște Adidas albi în comparație cu vremea de afară, cu unul Mihai, vecin de bloc cu mine, stă la etajul 3, mai ieșeam noi pe afară, cu unul Radu, cu ai cărui părinți l-au pus în acea zi să meargă până la profiul din centru să ia o Belvita la 1,95 surioare lui mai mici, și cu Doru, băiat bun cu păr castaniu. Și cum mergeam noi prin centru după ce plecasem de la Luca, eu îmi luasem un covric cu Susan, Mihai 2 cu Mag, Doru își luase un suc la 0,50 cu aromă de portocale cu doar 20 de grame de zahăr pe 100 de grame. S-a întâmplat să mergem pe trecere de pietoni veche pe la vreo 5 ani, centrul fiind închis datorită activităților pentru copii. În timp ce discutam cu toții despre tema romanului de tip balzacian Enigma Otiliei, publicat într-o perioadă interbelică, mai exact în 1938 de către George Călinescu, a fost un academician român, critic istoric literar, scriitor publicist, s-a întâmplat ca printr-o oare clipă de inconștiență și de neatenție să cadă într-un canal. Nu m-am ridicat și am plecat. Îi ziceau din oară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmurală. Sau verifică-ți freza, în niciun caz nu o să te omoare maioneza. E bună pentru make-up, eram sub carpet dacă nu eram wake-up. Înainte, nu e niciun dis, ține minte. Nu vorbi cu mine, nu știi de...